APIA Sălaș primește cereri pentru decontarea motorinei. Ca o noutate, în acest an, fermierii pot să solicite rambursarea accizei la motorină în orice perioadă a anului. Potrivit directorului APIA Sălaș Călin Perneș, cererile pentru decontarea accizei reduse la motorină se primesc la centrul din Zalău. În luna ianuarie s-a preluat cererile pentru decontarea accizei reduse la motorină trimestrul 4-2017. Acum sunt în curs de autorizare acele cereri. După primul trimestru o să preluăm cererile pentru acciza redusă trimestrul 1-2018. O noutate care este în acest an pentru acciza redusă la motorină, fermierii pot să depună în orice perioadă anului acordul prealabil. Nu mai este condiționat ca acea cerere de acord prealabil să fie depusă în luna decembrie a anului precedent. Dacă un fermier vine să depună acordul în februarie, de exemplu, o să beneficieze doar pe restul 10 luni care mai sunt din anul în curs. Dacă vine în ultimele în noiembrie, beneficiază pentru noiembrie și decembrie. Deci nu mai pot să vină în orice perioadă anului. De asemenea, fermierii sunt informați că în perioada 1 martie-31 august 2018 inclusiv se pot viza carnetele de rentă viageră. Documentele necesare a fi prezentate în vederea obținerii vizei anuale sunt carnetul de rentier agricol, actul de identitate în original, document coordonate bancare, contract de arendare existente la dosar, contract de vânzare-cumpărare, dacă este cazul. În perioada imediat următoare o să mai avem, de exemplu, tot cu data de 1 martie, se poate veni pentru vizarea carnetelor de rentă viageră, începând cu 1 martie până în 31 august. Este perioada când fermierii care beneficiază de rentă viageră pot să se prezinte pentru vizarea carnetelor. În cazul în care fermierii au depus o cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului și operarea datelor în sistemul electronic.